Gheorghe Cristea, neagică, așa cum îi spunea toată lumea, era divorțat de mai bine de 15 ani după ce picase în patima băuturii, iar familia nu a mai vrut să știe nimic de el. Își găsise adăpost la baza sportivă, unde avea locuință și mâncare gratuite, iar în schimb avea grijă de locație. Strigător la cer este faptul că ultima persoană care l-a văzut în viață pe bărbat și care a observat momentul în care acesta a căzut în curte, nu a sunat la 112 pe motiv că nu are telefon. Este vorba chiar despre colegul de muncă și de pahar al bărbatului. Acesta povestește că a fost de față când neagica a căzut, dar fiindcă nici nu avea telefon și se grăbea să ajungă acasă la copii și nevastă, le-a lăsat pe bărbat să zacă în curte, pradă gerului. A venit aici, a mers asta, când a intrat asta, jos. Nu aveam cu ce să sun. Nu aveam telefon, nu aveam nimic. Eu nu am telefon până când asta... A căzut în fața ochilor dumneavoastră? A căzut acolo și acolo a rămas și nu aveam cu ce să contactez. La prima cercetare, pe corpul bărbatului au fost găsite mai multe scoriații, însă acestea nu duc la ipoteza unei morți violente. S-a constatat decesul, șoc hipotermic, multiple plăgi la nivelul genunchilor și la nivelul capului, plăgi prin escoriație, nu prezintă urme de violență, acele plăgi după corp e posibil să fie în urma căderii de la primul nivel. Cei care îl cunoșteau sunt convinși că dacă nu ar fi fost băut, neagică ar fi supraviețuit. El și era adăpostit. Îi dădeam o farfurie de mâncare, avea o căldurică unde să doarmă. Asta. Era o persoană ok, nu era tulburent? Nu, era pașnic. Mai avea probleme cu alcoolul? Da, permanent. Credeți că ar fi căzut? A rămas? Nu s-a mai... L-am găsit așa dimineața, nu putem ști. Cred că beat era sigur. Absolut sigur, dacă era beat. Că nu era tras aproape niciodată. Noaptea trecută la Brăila s-au înregistrat minus 15 grade. În cauză s-a deschis dosar de cercetare penală pentru moarte suspectă.